De la 1 aprilie se va înregistra un nou val de scumpiri, românii vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru energia electrică, dar și pentru gaz. Toate acestea se datorează tarifului de distribuție și transport la energie, care va atinge un nou record, totul în timp ce operatorii ies în pierdere. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a decis creșterea tarifelor de distribuție și transport al energiei electrice. Scumpirile vor intra în vigoare de la 1 aprilie odată cu prețurile maxime la gaze și curent stabilite prin ordonanța de urgență. Nu doar consumatorii au fost afectați de scumpiri, ci și operatorii care au fost nevoiți să cumpere curent electric la prețuri mai ridicate. Pentru că nu au putut majora tarifele, aceștia au ieșit în pierdere, valoare care se ridică la 6 milioane de lei. De la 1 aprilie, tariful de distribuție și transport al energiei Electrice va fi de 28,01 lei megawattoră. Totodată, pentru consumatori, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a emis o ordonanță care prevede ca prețul final facturat al energiei electrice în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 să fie următorul. Maximum 0,68 lei kWh cu TVA inclus dacă au avut în 2021 consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 de kWh. Maximum 0,8 lei kWh cu TVA inclus dacă au avut în 2021 un consum mediu lunar între 100 de kWh și 300 de kW inclusiv. Maximum 1 leu pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților non-casnici. La gaze prețul final va fi de maximum 0,31 lei kWh cu TVA inclus în cazul clienților casnici, maximum 0,37 lei kWh cu TVA inclus în cazul clienților non-casnici, al căror consum anual de gaze naturale realizat în 2021 este de cel mult 50.000 de MWh.